Reprezentanții AUR Timiș s-au deplasat în județul Galați pentru a-i ajuta la propriu pe cei afectați de inundații. Aceștia spun că oamenii de aici au fost pur și simplu abandonați de autorități, care au arătat o lipsă totală de empatie. Ciprian Titi Stoica, Mihai Negoescu și restul echipei AUR au scos molozul din gospodării și s-au apucat efectiv de turnarea de fundații. În primul rând, dacă poți, te rog frumos, casa aceea o renovăm. Casa aceasta, care era din chirpici și nu se mai putea face nimic cu ea, a fost demolată și în locul ei reconstruim una nouă. Una dintre familiile la care echipa AUR s-a oprit este efectiv dărâmată. Furia apelor a distrus munca de o viață și au rămas fără nimic. Am trecut prin clipe de coșmar, de groază. A venit apa brusc, n-am știut, abia am putut să ne salvăm noi. Noroc de că am avut unde să ne ducem repede, că altfel eram morți în ziua de astăzi. De așa, pe stradă au mai fost doi decedați. Mulțumim că nu mai pot să vorbesc. Mulțumim la echipa AUR care a venit și ne-a ajutat. Ne-a dat altă speranță, ne vedem altfel viitorul. Nu este pentru prima dată când oamenii de aici trec prin clipe grele și la inundațiile din 2013 și 2016 au ajuns la mila autorităților și asemenilor. Nu trebuie să stăm în fiecare din 2 în 3, în 3, în 3 ani să stăm să așteptăm la mila la cost care vin. Ne aduce o pâine, ne aduce o conservă. Nu trebuie să facem treaba asta. Noi trebuie să muncim cu toți. Să punem mână de la mână, cum să lucrăm și să muncim să ne salvăm copiii noștri care o să fie și ei tot la fel o să primească aceeași problemă. Prin acțiunile de ajutorare a victimelor inundațiilor, reprezentanții AUR și-au propus să dea un exemplu de unitate și să arate că le pasă de problemele românilor.